Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la o întâlnire cu sportul telormonean. Sunt Bogdan Cotruță, vă salut încă o dată și vă invit să rămâneți alături de noi în această după-amiază de luni, pentru că avem un subiect interesant. Discutăm despre artele marțiale și avem un invitat pe care, zic eu, telespectatorii fidele ai emisiunii noastre și-l aduc aminte. E vorba de instructorul de karate Nicu Vârdoi, Nicolae Vârdol, de la turnul Măgurele. Un om care e deja la a doua sau a treia apariție în studioul Sport Sud Special și care a venit de la Turnul Măgurele, via București, în această zi, o zi aglomerată, pentru a ne mai povesti ce se mai întâmplă la clubul turnean Seiken, un club afiliat Federației Naționale de Karate. Bună seara, Nicu, bine ai revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Cum a fost ziua asta pentru tine? Foarte grea. Sunt în cont că se trezi de la 4:30. De la 4:30 dimineața, da. ai avut drumuri la București, la Federație. Am discutat câteva minute înainte de debutul acestei emisiuni și ne spuneai că ești în pregătiri pe ultima sută de metri, am putea spune, pentru organizarea unei competiții. Cea mai importantă din istoria tânărului tău club, nu? Exact. Cred că e cea mai importantă, pentru că ai mai participat, nu cred că ai fost organizator. Nu, până acum, prima nu? Dată. Să fie într-un ceas bun. De la ultima noastră întâlnire, când era undeva pe finalul sezonului, undeva vara, când ai venit și cu câțiva copilași care practică artele marțiale acolo la clubul de la Turnul Măgurele, a trecut ceva timp și aș vrea să te întreb care au mai fost evenimentele din viața clubului de la Malul Dunării în această perioadă. Ce s-a mai întâmplat de când nu ne-am mai văzut? Deja am ajuns la un efectiv de 40 și ceva, aproape 50 de copii. Acum urmează să ne legitimăm la Federația Română de Karate. În principiu am evoluat bine. Deja am dat examene de centuri, am ajuns la centura portocalie, verde. Avem copii care deja au progresat la centura maro. Și ne pregătim pentru competiție. Pe 25 avem o competiție. Suntem în colaborare cu Clubul Dinamo. 25 februarie. Februarie. Acum pe două vineri plecăm la Brașov, avem un stagiu de pregătire. Bine, plecăm doar centurile maro au voie să meargă. Suntem 5 copii, sunt 5 copii și cu mine 6. Tu mai ești legitimat ca și sportiv sau ești doar instructor acolo? Ca și sportiv. Deci mergi în calitate de sportiv. Da. Și ca, în calitate de instructor. Și instructor, bineînțeles, dar mai ești legitimat și ca sportiv asta. Da, da. Și mai mergi la competiție propriu-zis sau? Nu știu, aș vrea să particip anul ăsta, dar să vedem. Nu e o limită de vârstă acolo sau? Ba da, păi după 21 de ani deja este... Ești la seniorat. Da, la seniorat. Nu există o limită de vârstă maximă la seniorat? Nu. Deci dacă la 50 de ani poți să ții ritm cu cei aflați în floarea vârstei, poți să participi. Da. Vreau să te întreb, ai făcut câteva afirmații legate de organizarea concursului sau examenul pentru dobândirea diferitelor centuri în artele marțiale. Pentru ca un club să fie acreditat sau să își dobândească, eu știu, toate patalamalele la mână, să fie recunoscut de comunitatea de specialitate a artelor marțiale respective, are nevoie de niște acreditări. Și acreditările astea sau recunoașterea, gradul de recunoaștere se reflectă și în aceste centuri pe care voi le organizați. Dobândirea lor este organizată la clubul tău. Când ai început să... În primul rând, examinatorul trebuie să aibă... să aibă o calificare ca să poată să dea cu elevul examen de centură. La voi cum se întâmplă? Elevii dau... Din 6 în 6 luni. Din 6 în 6 luni și cu cine dau examen? Galbenă. Cu tine sau? De două ori eu am adus examinator. Ultima oară au dat cu mine. Am zis ca să nu mai plătească o grămadă de bani pentru că centurile se plătesc. Examinatorul trebuie plătit și atunci am spus că mai bine dau examenul cu mine și... Ești acreditat pe chestiunea asta? Până la centura maro. Până inclusiv la centura maro. De unde se începe? De la ce culoare? Albă cu o tresă, cu două, cu trei, galbenă, portocalie, verde, albastră, maro și neagră. După maro urmează neagră. Neagră, da.
Da, e un întreg sistem bine organizat. Acum, da, asta te-am și întrebat. Bine, examenul se dă, de exemplu, pentru se dă din 6 în 6 luni până la centura albastră. Apoi trebuie să treacă 8 luni, mi se pare, ceva de genul. Și e o perioadă destul de lungă să ajungi la centura neagră. Da, și apoi după neagră cu un dan trebuie să așteptat 2 ani pentru 2 dani, 3 ani sau 4 ani pentru 3 dani. Da, tu câți dani ai? Un. Unul singur. Da. Mai aștepți, mai te pregătești, mai exersezi. Ai spus la începutul emisiunii numărul de copilași pe care îi ai și vreau să te mai întreb încă o dată despre acest număr și care sunt grupele de vârstă care practică artele marțiale acolo și ce fel de arte marțiale. Am un copil și de 5 ani. Junior. Da. Deci noi facem Shotokan Fudokan. Suntem în cadrul Federației Române de Karate, care din fericire anul ăsta a devenit sport olimpic. Bine că Federația Română de Karate înainte s-a numit Federația Română de Karate Moderne. Care a fost înființat în anul 1990 de către Shihan, acum Adrian Popescu Săcele, și de către Adrian Popescu Săcele, pentru că ei la început, în momentul în care s-a făcut Federația Română de Karate Moderne, s-a făcut și Federația Română de Arte de Karate Tradiționale, care era, Dumnezeu să-l ierte, Shihan Dan Stuparu, a murit. Și Han ce înseamnă în termenul specialitate? Mai mare decât sensei. Deci un fel de maestru absolut. Exact, ceva de genul. Bun. Și la momentul actual avem Federația... Și Federația Română de Karate cuprinde Wadoryu, Gojuryu, Shotoryu și Shotokan. Și Shotokanul este împărțit, este în două organizații, are două organizații. VSF-ul, care este condus de Shihan Adrian Popescu Săcele, și mai este încă o organizație Shotokan VKF, da, VKF, toată Federația Română de Karate, pentru așa, condusă de către Adi Ghinea. Dar eu am preferat să merg la sensei Popescu Săcele, deoarece el a fost, pe timpul lui Ceaușescu mergea la sârbi și făcea antrenamente și apoi a venit cu karateul la noi, în România, unde a înființat și Federația Română de Karate Moderne. Din păcate, au fost mulți care au încercat să-l dea jos, dar văd că până la urmă e o luptă toți la nivel au ajuns la concluzia că tot el este ăla care trebuie să fie acolo. Ți-am mai povestit o dată și cred că am povestit-o și public, înaintea fiecărei emisiuni încerc să mă familiarizez cu cât de cât cu peisajul sportului respectiv. La artele marțiale a fost cel mai complicat, odată pentru că n-am absolut nimic. Și în al doilea rând pentru că termenii, da. Și am văzut acolo că sunt foarte multe federații și că există o rivalitate, ca să nu zic mai mult, conflicte între ele. Vreau să te întreb, la momentul actual, marea majoritate a tipurilor de sporturi din categoria artelor marțiale sunt reunite sub cupola unei singure federații sau sunt dizidențe, sunt... Deci singura federație care e recunoscută la nivel mondial, VKF-ul, adică care are dreptul să participe la Jocurile Olimpice, e Federația Română de Karate. Acum, că mai sunt și alte federații care sunt afiliate la Federația Mondială sau eu știu, așa mai departe, asta e altceva. Și ei, ca să participe, probabil, în timp ca să participe, mă cam depășesc un pic chestiile astea, dar din câte știu, așa, ca să participe la Jocurile Olimpice, ar trebui să vină tot în Federația Română de Karate. Mai există care... Federația Română de Karate, arte tradiționale sau păi, moderne? Sau Federația Română de FRK, Federația Română de Arte Marțiale, sunt multe federații care... Jiu-Jitsu nu e în... Nu, n-avem treabă. Asta e altceva. Noi vorbim de sportul care a devenit olimpic, Shotokanul care a devenit olimpic. Am înțeles. Mai sunt încă 4 federații, dar federațiile astea ca să... în România. Ca așa sunt foarte multe. Sunt convins. Dar ca să intre în... ca să poată să participe la Jocurile Olimpice ar trebui să intre în Federația Română de Karate, pentru că asta e singura care este recunoscută la nivel mondial. Bun. Am aflat noutăți, nu știu când ne-am lămurit. Treaba e că e complicată și cine că cunoaște sportul și așa cine mai cunoaște sportul ăsta, cu siguranță, înțelege
Și poate să-l amendeze, poate că ai omis anumite. N-am omis nimic, de data, nu, bine. De data asta n-am omis. De data asta, de data înseamnă că sau bun, deci cine este familiarizat cu acest univers până la urmă al artelor marțiale, înțelege, pentru că și în presă mai rar răzbesc situația, dar dacă te uiți pe internet, cât de cât observ mici înțepături, de ce nu și conflicte mognite între federații și tu ca om care până la urmă activezi în domeniul ăsta, le simți mult mai, deci mult mai bine. Vreau să spun că noi suntem și în colaborare cu Clubul Dinamo anul ăsta, au fat... Clubul Seiken. Clubul Seiken e în colaborare cu Clubul Dinamo, anul ăsta au fat, pleacă la... Ce reprezintă Dinamo în artele, în karate, în Shotokan, în ce faci tu? Păi nu, ei sunt pe organizația de... Shotoryu. Shotoryu. Adică noi o să participăm la ei, nu avem, deci nu avem voie să participăm la campionatele naționale și cupe naționale la ei. Dar avem voie să participăm la cupe la interstiluri. Pentru că ei sunt pe Shotoryu, noi suntem pe Shotokan, organizația VSK. Care e importanța clubului Dinamo în artele marțiale? Hai să te întreb altfel. Ca să nu fiu foarte, să nu folosesc termenii ăștia de specialitate în care pot să greșesc. E un club... Nu știu multe despre... Despre Dinamo. Doar că am fost 2 ani. Tu ai practicat sportul ăsta acolo. Da. Am fost 2 ani, dar acum nu știu multe despre ei și nu... S-au schimbat multe lucruri? Da. Și nu... Vorbesc cu senseiul de acolo, suntem prieteni, dar nu am intrat în amănunte și nu... De când ești tu? Deci ai 2 ani de zile, cred, de când te-ai întors pe meleaguri turnene, da? Ai cam 2 ani, nu? 3? Un an, jumătate, 2 ani. Aproape 2 ani, da. De că atunci ne-am și cunoscut și te-am și chemat de câteva ori pe... Ne-am cunoscut când eram cu jiu-jitsu. Cu jiu-jitsu, da, te-am cunoscut cu jiu-jitsu. Dar bine, eu fac greu deosebirea între ele, acum trebuie să mă înțelegi. Păi nu, că și acum fac jiu-jitsu, adică am... În jiu-jitsu ce grad ai de competiție? Shodan, tot neagră cu un dan. Da, bun. Ești la nivel egal. Ești bine. Da. Bine, având în vedere că Shotokan fac de când eram clasa 5-a. Până în anul 1 de facultate, am avut o pauză și după care iarăși. Domnule, e un întreg drum pe care trebuie să-l parcurgi, de formalități, de etape. Ca să-ți înființezi un club, să pui pe picioare un club, să aduci copiii acolo, să obții toate acreditările și ușor, ușor să lupți și pentru o recunoaștere locală și de ce nu dincolo de limitele județului a activității pe care o desfășori. Cum a fost aventura asta să înființezi un club? Foarte greu. Mai ales că, din câte am înțeles, a fost o ambiție a ta strict personală. Începută... Și un ghinion. Și un ghinion? Da. De ce un ghinion? Pentru că prima oară am înființat clubul și când am venit m-ați întrebat cum se numește clubul și v-am spus că se numește Yin-Yang Măgurele. Yin-Yang, da. Yin-Yang, da. Cine mi-a înființat clubul a făcut o mică greșeală acolo și a trebuit să refac clubul din nou și am pus numele de Seiken. Seiken are vreo semnificație, termenul? Lovitura pumnului cu primele două noduri. Deci asta înseamnă Seiken. Exact. Bun. Și da. Nu am acum la mine să vă arăt sigla. Deci e un pumn și desenate primele culorile e alb, albastru, culorile clubului. Alb-albastru, da. Da. Și bine, numele de Seiken mi l-a pus tata la un copil de la mine de la sală. Și care lovea bine cu primele două noduri. Nu. Eu le spuneam la copii să lovim cu primele două noduri, că așa se lovește. Da, încerc să-mi imaginez, e complicat. Bun, da. Ți-a greșit acele formalități, ai luat drumul de la capăt? 11 luni de zile am tot stat să mă chinui și să obțin certificatul de identitate sportivă de la Ministerul Tineretului și Sportului. După aia a trebuit să fac alt club, acum a ieșit foarte repede, nu știu dacă a durat 2 luni jumate. La noi cred că a durat 2 luni jumate și au fost toate actele. Ce trebuie să, ca să faci un club în sportul ăsta? Bani. 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 Fără bani nu poți să faci nimic. Mulți? Nu foarte mulți, dar
Trebuiesc. Deci îți trebuie aprobări, îți trebuie, eu știu, să ai niște oameni care să fie instructor acolo. La tine ești doar tu. Atât. Da. O să întreb dacă, nici nu mai vrei. Probabil da. Dacă lucrurile o să capete o amploare mai, mai mare, o să ai nevoie și de un sprijin, inclusiv de specialitate. Ce îți mai cere? Ce condiții îți mai pun? Să ai sală, să ai copii înscriși și să ai niște atestate profesionale? Care au fost? Ca să faci clubul, trebuie și să-l înscrii la Federația Română de Karate, nu trebuie doar să ai o diplomă de antrenor și... Sau instructor în cazul tău. Sau instructor. Instructorul, din câte știu eu, în toate sporturile este sub-antrenor, sub titlul de antrenor. Mă înșel? Da. Ce-ți mai trebuie ca să fii antrenor? Anul ăsta. Terminăm școala și ești înscris la școală? Antrenor, da. Am înțeles. Bun, avem niște imagini pe care ni le-ai pregătit ca să și vedem unde desfășori tu activitatea. Avem, cred că sunt mare parte din copilașii care frecventează asidu antrenamentele la Seiken, turnul Măgurele. Dacă suntem pregătiți în regia de emisie, să rulăm puțin imaginile. Iată. Dom'le, ca să nu greșesc, cred că tu ești cel din spate, nu? Da. Care se plimbă marțial în spatele copiilor. Deci vreau să vă spun în primul rând unde ne aflăm, ce sală e? În sala de sport Mircea cel Bătrân. De la colegii, de la liceul? De la școala generală numărul 1. Mircea cel Bătrân se numește școala generală. Ce vreau să vă spun? Copilul cu centura verde are un an de zile. De când lucrează, da. Da. Ceilalți copii cu centuri maro albastre mi-au venit de la alt club. Ceilalți copii cu centura verde, cu centura orange, au undeva la 6 luni, iar cei cu centură galbenă au 3 luni. Da? Și ce, da. Ce vedem aici? Ce fac ei? Ei o să facă un kata acum, handstand dance se numește kata. Mai tare, deci mai clar termenii ăștia de specialitate, dar explică-ne imaginele ca să tradune. Păi e un kata, se numește handstand dance, e al treilea kata din karate. Al patrulea, de fapt, dacă punem Taikoko Shodan. E de apărare, e de atac, e complex? Kata este un exercițiu pentru... normal, este pentru shishi, atac și apărare. Da? Așa. Avem și pe banca... foarte mulți părinți. Părinții la antrenamente. Da. Știau că sunt filmați copiii, da? Da. Așa. Bun. O să vedem noi mai multe imagini. Avem și câteva meciuri demonstrative. Avem trei copilași. Câți copilași sunt aici? Că văd că sunt diferite la vârste. Undeva 30 de copii o să fie. Da? Acum bine, eu mai am și la Traianu. În comuna natală. Și în comuna natală, despre care vorbeam mai de mult. Da. Până la urmă a rămas nucleul la turnul Mugurele și la Traianu, da? Da. Unde aici sunt trei copilași care... deja fac antrenament cu mine de... sunt venit de la alt club, fac antrenament cu mine de 8 luni de zile. Am muncit foarte mult, muncim minim o oră jumate, deci facem 3 antrenamente pe săptămână, câte o oră jumate antrenamentul. Stai un kata, se numește MP, e kata pentru Nidan, adică ce înseamnă neagră pentru 2 dani. Sunt destul de rapid ceea ce pot observa eu așa. Da, anul ăsta cu siguranță vom merge la europene. Și sper ca sponsorii să... Vorbim și de sponsori, pentru că până la urmă sportul, ca orice idee sau activitate nobilă, necesită primul, și o finanțare. Primul copilaș, o să le spun și numele, dacă este Dumitrache Eduard, în față, cu centură maro în spate, este Ciupitu Mihnea. Și în plan îndepărtat? Și Pușu Dan. Sunt apropiați de vârstă. Nu știu dacă e un an în diferență între ei. Da, și lucrează de mult cu tine? Ei lucrează 2 luni cu mine. E mult, e puțin în artele marțiale? Păi nu, ei au undeva la 6 ani de karate. Au multă experiență în karate, da? Dar cu mine lucrează de vreo 8 luni, așa să zic. Da, 8 luni. Care e vârsta cea mai optimă pentru un copil de a începe pregătirile? 7 ani. Și la 5 ani am copilași. Și e chiar perfect dacă începe. Dacă vă dați seama că la 7 ani o să fie... deja cu ABC-ul stabilit. Exact. Da.
Ce vedem aici? Aș fi vrut la, la kata, dacă un pic de... Aici avem un pic cumite. Deci o luptă, da, Iulia, anul ăsta mi-a ieșit, a luat locul întâi la campionatul național, la kumite. Cum vreau să le spun și la părinți și vreau să spun la toată lumea, tocmai din motivul ăsta a devenit sport olimpic. Pentru că, vedeți, avem protecții, așa apare, sunt protecții dentare, exact, exact, în concurs, deci exact, nu e cu, da, mâinile goale, cu... Exact, protecții. La tibie, protecții tipice, avem mânuși. Da, e contact, e full contact? Semicontact. Sau? Semicontact. Nu. Deci nu se lovesc exact, în plin. Mihnea anul ăsta mi-a luat locul întâi, Edi la fel. Adică la kumite ne mișcăm foarte bine. Și la kata, dar și la kumite ne mișcăm, pe zi ce trece, evoluăm. E mai greu kumite sau kata? E mai plăcut kumite. E mai plăcut? Adică kumite, ce am văzut ultima oară, lupta demonstrativă. Deci exact, lupta propriu se cheamă kumite. Da. Învățarea mișcărilor... Știi cum e treaba? Kumite... deci... kumitele se face în tatami. Da. Acum, adică, la tatami le pune... Special... Acum la tatami avem burete sau știi și e delimitat. Pe timpuri când... Când se făcea kumite, vorbim de 20 de ani. Nu, japonezii, chinezii când au inventat. Pe rogojine, pe ce? Era tatami, era undeva mai sus și jos erau sulițe. Și care cădea, pentru că nu ai voie să ieși de 3 ori din tatami. Adică și atunci acum spune că n-ai voie să ieși de 3 ori și atunci la fel, zici că de 3 ori poți să te mai ții, să te mai adică așa se făcea cu minte, exact, așa se făcea cu minte înainte. Erau sulițele jos, iar sus... Na, cine cădea de 3 ori... Nu, cine cădea odată în sulițe zice că de 3 ori se mai ținea, știi? Adică putea să mai revină la loc, știi? Punea un picior și putea să mai țină. Și de aici regula asta să... Exact, nu ai voie să ieși de... Să te scoate de 3 ori. Da. Of, ce să mai întreb? Ai vorbit de competiții, hai să te întreb acum de program. Tu ești împărțit între Traianu și Turnu Mogurele. Cum e programul ăsta? E destul de complicat, mai ales că tu ai mai avut încercări și prin alte localități limitrofe municipiului Turnu Mogurele, acolo unde ți-ai început practic activitatea și unde e nucleul clubului și al activității. Ai mai avut încercări și prin alte localități, dar ai rămas cu Traianu și cu Turnu Mogurele. Dom'le, pentru un singur om, două locații, nu e ușor, dar cum... Mi-am împărțit, adică lunea, miercurea și vinerea am luat Traianu și la Turnu Mogurele. Am luat Traianu o grupă și la Turnu trei grupe, una după alta. Eu, acum, având în vedere că am renunțat, de fapt nu că am renunțat, că nu s-a mai putut face în comunele limitrofe care... Începusem și copiii erau foarte bucuroși. Mai am marțea și vinerea care le am libere și sâmbăta. Acum totuși, nu știu, o să mai vedem pe parcurs. Eu aș vrea să lărgești aria? Nu să lărgesc aria. Să faci puncte de lucru în alte comune? Aș vrea la țară, să pot, la comunele, la sate, aș vrea să dezvolt un pic sportul ăsta, adică ca un sport extrașcolar, având în vedere că la sate copiii nu au altă activitate sportivă, mi-aș dori să fac treaba asta, dar ca să faci treaba asta trebuie să vorbești cu primarii, trebuie să vorbești cu directorii de școală, că în principiu copiii, adevărul este că nu prea au ei, cu partea financiară, nu prea stau foarte bine. Dar am văzut că, știi cum e, părintele pentru copil încearcă să facă tot posibilul. Pentru că și la țară, nu numai la oraș, copilul stă în fața la tabletă. Bineînțeles, acum... Și la țară același lucru am observat. E în aceeași proporție, ca să și nu... Și copilul e foarte ambițios. Bine, și la oraș e ambițios, nu vreau să... Ai încercat prin câteva locuri, s-a prins proiectul și a rămas în picioare doar la Traianu. Tu fiind localnic din comună, asta poate te-a și avantajat.
Nu știu cum încerci sau cum vezi tu lucrurile. Eu, e de lăudat chestiunea asta. Mă întreb, nu știu dacă au mai fost încercări și ale altor pionieri ai artelor marțiale să facă, să facă lucrul ăsta. Aș vrea să întreb dacă tu mai știi, cel puțin pe zona Turnu Mogurel, pe care o cunoști destul de bine, dacă mai sunt alți antrenori, alte cluburi care au reușit să se implementeze undeva în localitățile rurale sau s-au axat pe Turnu Mogurel. Nu știu, eu vreau foarte mult să mă implic în localitățile rurale. Foarte mult vreau, dar... Nu știu, asta cu sprijin, cu sprijinul autorităților locale. Bun, tu sprijin de la conducerile școlilor și de la conducerile autorităților locale. Ce presupune sprijinul ăsta? Primul rând o sală. Sunt săl pe acolo suficient de bune? Sunt. De exemplu, am fost într-o comună, nu vreau să... Așa, nu-i de mâine. Aproape de turnul. Avea sală de sport foarte mare, adică dotată, am mai fost în altă comună, tot așa, o sală foarte mare, dotată tot. Dar goală. Și într-o comună care nu are sală, dar are copii. Păi cum facem atunci? Pentru că sunt, eu bănuiesc că sunt cele două comune cu sală. Bine, ai preferat să nu dai nume, mă rog, păstrăm discreția, dar... Sunt semipolivalente, chiar dacă mai mici, sunt semipolivalente acele. De fapt, are sală, dar vin, copiii vor să vină, dar nu se mai poate face. De ce? O perioadă al iernii. Încălzirea. Încălzirea. Dom'le, asta necesită niște bani. Acum, fără îndoială că și asta, primării, autoritățile locale, primăriile recte trebuie așteptăm să financeze. Așteptăm până în primăvară și... Și reia activitățile când ies ghiocei. Nu sunt obligați să financeze, dar... Nu sunt obligați. Sunt un club privat, nu sunt club de stat. Tu ești un club privat, așa e. Ai discutat cu edilii de acolo, cu directorii de școli? Ai avut dialoguri cu ei? În principiu, da. Anul ăsta aș vrea în primăvară să văd cum pot să fac, adică să mai merg. Am fost deja odată, am vorbit. Să vedem dacă putem să începem la Izlas. E o comună foarte mare, copii foarte ambițioși. Am vorbit cu primarul de acolo, e un om de treabă. Am vorbit și cu profesorul de sport. Adică totul... Ai sală acolo? Da, au o sală de sport, am văzut că e acceptabil, e bună sala. Acum să vedem, mai mergem în primăvară, mai discutăm. Vedem, tu ești un club privat care trebuie să se autofinanțeze. Și principala ta sursă, sau una din principalele tale surse de venit, constă și în taxa pe care ți-o plătesc copilașii. Da, îmi plătesc 60 de ron pe lună. Ce constă ăștia 60 de ron? 3 antrenamente pe săptămână, 12 antrenamente pe lună. Facem pe fiecare săptămână câte 3 antrenamente. Antrenamentul pentru ei, ăștia mici, durează o oră deocamdată, până o să începem să mai avansăm un pic. Pentru ăștia mai mari, care i-ați văzut că au făcut cata separat cu mite, o oră jumate. Acum să vedem, la Traianu am primit de la un magazin. Am zis fără nume, că altfel tăiem chitanța, nu e nicio problemă, dar fără nume, am primit. Deci e taxa de la copilaș. Da. 60 de lei pe lună și mai este finanțarea din sponsorizări. Dom'le, cum stai la capitolul ăsta? Sunt curios. Finanțarea din sponsorizări? Adică câți bani îți vin de la sponsor, de la oameni de deocamdată bine? Deocamdată n-am luat niciun ban. Acum banii sunt pe hârtie, vedem în mai. Banii sunt pe hârtie, adică sunt, cum? Sunt, ia 2%. Ah, bun. Doar la Traianu am luat. Interesant, stai un pic. Deci ai făcut parteneriat, ai colaborări cu agenții economii sau cu persoane fizice? Da, firme care... Și au orientat, eu știu, 2% aia de unde? De la angajat sau cum te-ai dus? Din impozitul pe profit. Deci 2% de impozitul pe profit. Da. Ai mulți astfel de agenți? Nu, 3. 3? Dom'le, e bine, e un început. 3 sponsori, e bine. Și când ai semnat cu ei? Că spuneai că deocamdată banii sunt doar pe hârtie și... Păi urmează să-mi intre bani în cont, undeva mai, nu știu, ceva de genul ăsta. Sumele sunt importante? Te ajută sau...? Și banii care am obținut de la Traianu, nu vreau să umblu în ei, sunt păstrați, cine se califică doar pentru copiii de la Traianu, cine se califică pentru campionatele europene, cine ia locul întâi la campionatele naționale, acum e calificat automat pentru campionatele europene, cine se califică pentru campionatele europene,
partea financiară, cu părinții cu partea financiară, mai ales la țară, stau, vă dați seama, foarte bine între ghilimele. Da, și adică am zis foarte șubre. Da, și am zis să-i păstrăm și atunci vedem care dintre copii e bun, care se califică pentru campionatele europene. O să mai pun și eu, o să mai pună și ei și să putem să compensăm. Nu știu, dacă se găsește cineva și așa e altceva. Căutați-l pe Nicu Vurdol, așteaptă. Cu cea mai mare plăcere. Cu cea mai mare plăcere, așteaptă să fie ajutat omul. Asta e... Nu eu copii. Bineînțeles, clubul și copilașii. Știți pe care îi vedem încă o dată. Știți că muncesc copilașii ăștia, nu numai copilașii ăștia, trei. Pentru ce fac ei aici? Foarte multă transpirație în spate. Foarte multă muncă. Doamne, îți trebuie calități speciale? Un copil are nevoie de calități speciale pentru a face performanțe la un nivel decent în sportul ăsta? Sau pur și simplu, dacă îl încep de la o vârstă fragedă, mentalul și fizicul? Normal, ca un antrenor, toți copiii trebuie să fie buni. Copiii trebuie să meargă, mulți antrenori fac diferența, kata, mergi numai pe kata sau mergi numai pe kumite. Nu, copiii trebuie să meargă și pe kata și pe kumite. Eu, într-adevăr, i-am împărțit acum și am zis kata și kumite. Dar asta nu înseamnă că dacă facem kumite, nu facem și kata. Sau dacă nu facem kata, nu facem și kumite. Numai că sunt anumiți copii care au răbdare să muncească la kata, pentru că trebuie să ai foarte mare răbdare ca să muncești la kata. Că nu e doar ce fac ei acum repede. Trebuie corectați foarte mult și poziția. Fiecare mișcare, fiecare poziție, succesiunile. Da. Erau bune niște oglinzi dacă aveai. Nu? Cine mă sponsorizează și pe mine pentru niște oglinzi? Nu, te întreb, știu că nu e balet. Erau bune ca să se vadă, foarte bune să se vadă copii. Da. Poate are cineva niște oglinzi, le aduce și mie. Are niște oglinzi acolo, care nu vă mai trebuie, da, dar da. mari. Prieteni mari de tot. Deci... Da, într-adevăr, cu niște oglinzi deja copilul poate să se corecteze singur. Se bine. Vede poziția exact. Corpului. Exact. Da. Vedem și cum e aici, luptă. Da. Acum s-au supărat de repede. Da. Da, au fost câteva contacte acolo. Nu, având în vedere protecțiile care le au... Da, văd că nu lovesc la cap sau de ce fac. Ba da, ba da. Bun. Da, au control. Hai să facem o sinteză. Da. Deci ai niște bani din 2% Încă nu i-am. Mă rog, i-ai pe hârtie, trebuie să intre. Ai un sponsor cu nume și prenume pe care noi îl spunem din Comuna Traianu. Da. Da? E un magazin, ce era acolo? Da. Are două magazine. O persoană care deține două magazine. Și vreau să-i mulțumesc pentru... Numele personal poți să-i spui, dar să nu spui firma. Deci dacă... fără firme. Și de la copilași. Acei 60 de lei, 60 de ron pe săptămână. Pe lună. Pe lună. Pe lună. Acum vreau să fac o nouă selecție pentru copii de începători de săptămâna viitoare. Ce înseamnă selecția asta? Mergi prin școli, pui anunțuri prin oraș? Cum arată propriu-zis chestia asta? Pentru un club mic, nou înființat, nu ai tradiție, nu ai notorietate. Ba... Bine, te știe lumea. Notorietatea e altceva. Adică, eu știu, 10 ani de zile, cei interesați de karate să știe drumul către tine. Asta înseamnă notorietate. Tradiție nu am ca și club, dar tradiție în karate, eu fac karate. Nu vorbeam de tine, deci ca și club, ca și copii să te știe. Domne, eu știu, ai un frate mai mare sau un văr mai mare. Băi, eu am învățat karate la Nicu Vurdol, la Seiken. Păi problema este că acum mulți ani de zile, undeva la vreo 20 de ani, 13 ani, acum 13 ani în urmă, fiind la clubul sportiv școlar, Turnu Măgurele. Aveam antrenor și în principiu cam eu făceam antrenament cu copiii. Mă punea pe mine și făceam antrenament cu copiii și de atunci mulți copii mă știu, de atunci copiii acum au crescut. Acum sunt adulți și probabil că au și au copii la rândul lor. Și mi-aduc aminte acum 3 ani când am început cu jiu-jitsu, o colegă de-a mea cu care făceam și antrenament a venit și a adus copiii la mine, avea 2 gemeni și a adus copiii și la mine. Da, cu jiu-jitsu nu mai ai activitate în jiu-jitsu? E un sport foarte dur pentru copii. Jiu-jitsu, exact ce se face în ziua de astăzi, pregătirea care o fac trupele speciale, cu strangulări, cu pistol, cu cuțit, cu...
imobilizări la sol, unde iei un copilaș să, să ia restul strangulare. Păi se duce la școală și nu. Înțelegi? Deci e foarte... E foarte neindicat. Dar pentru adulții el poate fi frecventat. Da, sunt mulți, mulți adulți care m-au întrebat și... Nu, de ce nu-ți deschizi o clasă pentru adulți? Dar, sincer să fiu, nu am timp și poate în viitor. Știi cum e, adultul vine, stă puțin, vine vara, pleacă, nu vine la antrenamente. Pe când copilașul îl iau de mic și pun în clasa 12-a, ușor devine parte din educația merg cu el la campionate. Și Shotokanul e un sport olimpic și e un sport care... Ministerul Tineretului și Sportului a început să financeze pentru stilul ăsta de karate. De exemplu, acum mergem la Brașov, la stagiul de pregătire. Avem hotelul, plătim, avem reducere la hotel, adică am început să avem niște avantaje. La campionatele europene, la campionatele europene, medaliile de la campionatele europene a început să fie premiate într-un fel de Ministerul Tineretului și Sportului. Adică altceva, vorbim despre un sport olimpic, devenit olimpic. De curând. Anul ăsta la Jocurile Olimpice. De curând. Dragă Nicu, suntem în ultima parte a emisiunii și vreau să te întreb planurile concrete. Spuneai că o să mergi într-un stagiu de pregătire, nu competițional, la Brașov. Da, la fiecare 3 luni merg la stagiu de pregătire. Se numește Master Academic și este condus de Șihan Adrian Popescu Săcele. Așa, și cât durează? Deci la 3 luni mergeți la acest master? Da, și durează 2 ani. Pe timp de 2 ani. Și mergi decât tu de la Seican? Nu, merg eu... Copilașii care au făcut kata, Dumitrache Eduard, Cipitu Mihnea, Pușu Dan, Ucoană Iulia, pentru că ei merg, normal merg, este stagiu de, de antrenor și de instructor. Dar dacă instructorul consideră că elevul care are un Q, adică Maru, poate să meargă și face față la stagiul respectiv, cu cea, nu e nicio problemă. Cât durează acolo stadiul și ce presupune el? Vineri seara 2 ore, sâmbătă dimineață 2 ore, sâmbătă seara 2 ore, duminică dimineață 2 ore. Și apoi întoarcerea. Iar la nivel competițional, pentru că ai tot amintit de campionate europene, ai amintit de tot felul de competiții, dintre copilașii pe care i-am văzut noi făcând demonstrații sau poate nu au apărut toți în acele imagini, aveți medalii, aveți rezultate pe la diferite concursuri? Da, medalii sunt. Și campionate naționale sunt medalii. Cupe, medalii avem. Deci pot să spun că cu copiii de 2 luni jumate am fost la campionat, un campionat național și au venit câte 2-3 medalii. Asta e un lucru bun. Da, am... Copiii au multă ambiție și... Ce e cel mai important la antrenamente, să nu lipsești. Și tu ca instructor și el ca și copil. Pentru că în momentul în care ai lipsit, deja ai început să pierzi. Ai lipsit azi un antrenament. 2-3 antrenamente dacă lipsești pe lună, deja e prea mult. Se creează un gol care cu greu poate fi... Da. Deci 3 antrenamente lipsă pe lună e... Mie mi se pare mult, 3 antrenamente lipse. Într-adevăr, se mai întâmplă. Și la mine se întâmplă. De exemplu, în seara asta am avut antrenament. Ca noi avem lunea, miercurea și joia. Ce ai venit de la București, ai oprit la Alexandria? Da, deci n-aveam cum să merg în seara asta. Copiii știu destul de bine. Dar părerea mea este ca să faci performanță, îți trebuie cel puțin, minimul, 3 antrenamente pe săptămână. Minimul 3 antrenamente pe săptămână. Iar de la anul deja vom începe toți copiii să avem, cu cei mari am 1 oră jumate. De la anul vom începe toți copiii să avem minim 1 oră jumate. De când vor face ei un an de karate. Ședința de antrenament. Minim. Pentru că altfel nu există performanță. Ce să facem? Să mergem să ne certăm cu arbitrii acolo? Mergem și ne luăm cu arbitrii la ceartă că ne-a furat
într-adevăr, fură arbitrii, că și la fotbal și peste tot fură. Dar trebuie să arătăm și noi ceva ca să... Trebuie să arăți și tu ceva ca să poți să te, să-i reproșezi unui arbitru ceva. Că... Spuneai de o competiție pe care vrei să o organizezi. Deci clubul Sâlchen, da. Turul Măgurele, deci vrem în să premieră, în scurta lui existență, da. Se află în fața primei competiții pe care o pune la cale. Am fost un pic nedumerit, nu știam ce să fac, să organizăm, să nu organizăm. Într-un final m-am hotărât. Am zis să organizăm, ținând cont că vine și senseiul care m-a format pe mine, sensei Maican Silviu, toată lumea îl știe, îl cunoaște. Fetele care au fost înainte la clubul Inyang au fost campioane mondiale, unul dintre cei mai buni antrenori din țară a fost și antrenorul meu, foarte bun ca antrenor, deci nu, dacă mă pui să te explic așa despre el, cât de bun a fost, nu pot. A fost ca un tată așa, că de obicei așa spun toți, da. Ca un... Nu, și bun ca și antrenor. Tocmai el mi-a dat în spate, eu am vrut să mai continui, știi? Și bine, mai continui ca și sportiv și astea, dar mi-a zis, ori te ocup de copii, ori te ocup de tine. Adică dacă vrei să faci performanță, trebuie să te ocup de copii. Și o să vină și el să, la competiția asta, o să organizăm undeva în mai, o să aibă loc. El e plecat în Grecia acum. Vor veni cluburi mari, precum CS Otopeniu, Dinamo. Asta e în planul tău inițial, Craiova. Sigur. Nu, vor veni cu siguranță. Cu siguranță vin astea, cluburile astea care le-am anunțat până acum și multe alte cluburi. Acum să vedem, s-ar putea să mai vină și, nu știu, vedem. Deci competiția asta ce, sub ce formă organizată? Este cupă, este etapă de campionat? Cupă la nivel... Național, dacă spui de Otopeni. Național, pentru că, nu știu, acum nu știu dacă vin cei din Botoșan sau, eu știu, ceva de genul ăsta. Dar, mare, Cluj. Da, nu știu dacă o să vină, probabil că dacă și eu o să merg la ei și o să vină. Așteptăm, dar cu siguranță comunele, cluburile care exact. Sunt în apropiere, cu siguranță. De exemplu, noi acum avem pe 25 o competiție interstiluri la București. Care, printre care va participa și clubul Dinamo. Bine, nu vreau să nu zic, domne, Dinamo e un club extraordinar de bun și acum... Dar e un club renumit și important. Acum ei sunt pe șotoriu, numai că noi mergem pe interstiluri, adică putem să participăm și noi după Shotokan. La ei nu e nicio problemă, inclusiv la comite. Acum sper să avem succes acolo, să... Planul ăsta de organizare a unei competiții e unul ambițios. Și necesită o competiție pe lângă, necesită și bani. Necesită bani, necesită mai multe persoane implicate în organizare. Arbitri care trebuie să plătiți. Care sunt mai multe zile probabil de competiție acolo. Nu, o singură zi o să facem. O singură zi? O singură zi e ok. O să facem două tatami și într-o singură zi o să fie gata. Noi cam pe repede înainte. O să venim la turnul Măgurele, n-am mai fost de mult, deci deja se face... În sala nouă. În sala de acolo nouă, de jos, de la frontieră. O inaugurăm cu ocazia asta, în luna mai, o să ne facem timp să venim. Sper să fie în weekend, în curs săptămânii foarte greu. Sâmbăta grand. Sau duminica. Atunci, cu atât mai bine, cu mare plăcere, mergem la turnul Măgurele. Un loc pitoresc, altfel. Un oraș foarte frumos. Da, e un oraș frumos. Am postat pe Facebook acum două săptămâni. Imagine. Cineva a fost la turnul Măgurele, a făcut poze, ceea ce alții nu au făcut, alții care stau în turnul Măgurele n-au făcut până acum. E normal, dacă tu stai acolo te plictisești, că exact. Dacă e două frumos orașul. A făcut poze, a făcut și l-a pus așa, adică toate, de exemplu, cetatea turnul a descris-o când a fost în... Așa sunt turiștii, sunt atenți la mănâncă. Da, și să știi că te am început ce să văd că... Ai. ce ora frumos am avut. Da, turnul a fost acum. Și este, lucrurile... totuși. Da, e multă nostalgie acolo în turnul Măgurele, să sperăm că lucrurile vor mai prinde chiar și viață. Un proiect ambițios, vreau să te întreb dacă te gândești pentru organizarea acestei competiții să mai atragi niște prieteni din Breaz la alături de tine. Va trebui să-ți primești invitații, să faci niște caiete, program, eu știu. Nu e ușor de unul singur. Când te-am întrebat cu cine mai activez la Sâlchen, turnul Măgurele,
M-am referit în primul rând la instructor antrenor, dar pentru o astfel de competiție nu ai nevoie și de sprijin? Și vreau să te întreb dacă vrei să inviți și cluburi de profil din Telorman. Dacă vor să vină, cu cea mai mare plăcere. Nu, eu vreau să te întreb dacă le inviți tu. Da, pentru că eu am fost la aici la Alexandria, am participat la o cupă, cupa Takeda s-a numit. Da, liceul la Cristina. Rulmentu. Da, Sensei Sorin Cristina la Rulmentu. A fost ok. Acum, cum se ajunge la competiția asta? Pe invitație sau? Da, se fac invitații. Dar în primul rând competiția trebuie... Vei face invitații și cluburilor din Telorman pentru că te întrebăm deodată. Eu îi aștept cu cea mai mare plăcere. Așa, o să le trimit și câte o invitație. Vezi tu cui trimiți invitații, da. Eu am să le trimit invitații. Sunt, dacă multe, vor să sunt multe cluburi de profil? Nu știu, eu știu trei cluburi deocamdată. Musashi, Takeda. Takeda e din Alexandria, da? Și Musashi tot din Alexandria. Și din Turnu Mogurele. Au filială acolo sau știu? Da, au și în Turnu Mogurele. Filială. Mă cunosc cu antrenor de acolo. E băiat Sunteți de treabă. Rival pe... Nu, n-am treabă. E băiat de treabă. Ne cunoaștem foarte bine. Adică ne cunoaștem că am făcut antrenamente împreună. Ești diplomat. Am făcut antrenamente împreună. Te întreb asta pentru că au mai fost competiții la nivelul juniorilor, copiilor, în care anumite cluburi de aici au țintit numai să vină din afara județului și apoi a fost așa o reacție din partea celorlalți. Dom'le, uite, nou veniți, organizează o competiție frumoasă, cu nume importante, alt sport, da? Da. Noi ăștia mai fraier așa pe acelea pe la Telorman ne uitară, știi? Asta te întrebam dacă ce atitudine vei lua, pentru că știu că prieteni ai în județ, probabil că nu pe toți, dar și știu că ai participat, ai fost la Alexandria, la competiția aceea găzduită de Liceul Tehnologic numărul 1. Nu, nu, de Sensei Sorin Cristina, Takeda. Da. Copa, nu, da, eu acum sper să să fie pace și armonie și să faci invitațiile alea și să nu fie discuții, pentru că eu la toată lumea fac invitație și cu siguranță Sensei Sorin va veni la mine. Sensei Sorin a venit când am deschis și vreau să-i mulțumesc pe această cale când am deschis clubul prima dată, a venit, a dat examen cu copiii mei. Primul examen de centuri a fost cu Sensei Sorin, apoi a venit Sensei Maican, care mi-a fost antrenor. Am participat împreună la competiții, a fost tot ok. Aveți schimbul de experiență, nu doar cu Takeda, cu ceilalți, adică vă faceți vize de lucru? Acum depinde că fiecare este înscris în... Suntem în Federația Română de Karate, dar eu sunt pe VSF. Acum am înțeles că o să mai vină cineva pe VSF, unul din cluburi. Discutați, altcineva e pe altă... de experiențe? Nu. Cu cei din Telorman nu? Cu Sensei Sorin, v-am zis. A venit, a făcut un antrenament cu copii, are o altă... Să nu spun experiență, să spun, are foarte, el are 35 de ani de karate, să zic așa, și eu am 32 de ani. Deci, așa tânărești tu, parcă erai mai... 33. 33. Nu mai tăia din ele, că numai la doamne. Da. Cred că e ultima întrebare pe care ți-o adresez la această întâlnire și vreau să întreb, pentru că tu fiind, chiar dacă ai titlul acela de Dan, așa... Da. De centura neagră cu un dar. Bine, eu nu, asta nu înseamnă că dacă experiența asta la competiții, copiii sunt altfel, copiii au alte experiențe la competiții. Sigur, vreau să te întreb dacă e experiența asta când copiii susțin examenul pentru obținerea unei centuri cu instructorii din afară. Dacă ai simțit nevoia sau dacă ai în plan să aduci mari antrenori, mari instructori care să facă meciuri de pregătire demonstrative cu copiii de la Turnu Mogurele, pentru că e foarte important, ai vorbit așa anul frumos ăsta, de Sensei Maican. Mai sunt și alții. Anul ăsta, dacă eu am... Să vadă personalitățile ale sportului respectiv. Eu am vorbit cu Shihan, Adrian Popescu Săcele. Un nume mare. Bineînțeles, am ființat și să nu spună nimeni că nu are ce să comenteze, am ființat Federația Română de Karate Moderne. Fondatorul Federației Române de Karate Moderne, care mai târziu, după ce l-au dat jos pe el și acolo au văzut că așa, a înființat... S-a făcut Federația Română de Karate, da. Și am vorbit cu el și a rămas să vedem anul ăsta, nu știam, să fac o competiție sau să facem un stagiu de pregătire cu el.
Cu toate că mai bine mi-ar fi plăcut să facem un stagiu de pregătire. Asta numai în cazul în care să vorbim și cu cluburile celelalte dacă vin. Pentru că trebuie să fim mai mulți, că eu am unde doar, hai să zicem că până atunci undeva la vreo 50 de copii, dar trebuie să fim mai mulți. Dar dacă ajung la o înțelegere și cu cluburile celelalte și chiar aș dori să mă sune dacă vor... Comunicați, domnul Nicu. Așa, să aducem Poșihan Popescu să cele. Întotdeauna, ușile deschise nu fac rău nimănui. Suntem la final, îți mulțumesc încă o dată pentru amabilitatea de a te opri în drumul tău dinspre București, spre municipiul Turnu Măgurele. Da. Ai avut o zi lungă. Îți mulțumesc încă o dată, multă baftă în activitatea pe care o faci, multă baftă la competiții și ne auzim cu un telefon să vedem ce faci cu competiția și poate... Da, mai mult ca sigur va fi. Poate facem și o călătorie de documentare cu arte marțiale la malul Dunării. Dacă o să fie bine și o să vrea să vină și Han cu atât mai bine, cu atât mai bine, cu atât mai bine și pentru noi. Doamnelor, domnilor, a fost Nicu Vârdol, instructor la clubul Seiken din Turnu Măgurele. Arte marțiale, dragi prieteni, săptămâna viitoare ne întâlnim cu o față mai puțin văzută a fenomenului fotbalistic, o impresară de fotbal. Până atunci însă rămâneți cu Media Sud. În câteva minute urmează știrile. Eu sunt Bogdan Cotruță, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!